Anastasia, am 13 ani și sunt din Brașov. Astăzi voi cânta Dar ar mai bantine dragoste. Maria Georgia Dragomir, 13 ani, din Brașov. Maria, te felicit, ești o prezență agreabilă, o voce bună. Mi se pare în impostație pe alocuri că te duci spre clasic, sau cel puțin așa urcă vocea, mai mult pe voce de cap, mai mult pe voce de canto clasic, dacă vrei. Și dacă ți-ai ales folclorul, el are niște mielisme specifice fiecare zonă în parte, care sunt mai dulci. Deci, dacă mergi spre folclor, trebuie studiat cu profesor de cânt popular. Deci nu cu profesor de canto clasic. Dacă vrei să studiezi până la urmă muzică, orice profesor te poate îndruma și până acum au făcut-o bine, dacă există profesor în viața ta, eu am fost mulțumită de ce am ascultat. Felicitări și mult succes în continuare! Maria Georgia Dragomir, vârstă de 13 ani, din Brașov, când am văzut-o în costum popular din zona respectivă, din zona de munte, mă așteptam că vine cu o melodie populară din acea zonă, dar Maria Georgia Dragomir ne-a adus o melodie, ne-a interpretat o melodie de petrecere din repertoriul
regretatei Ileana Sărăroiu, dar s-a descurcat foarte bine și asta este tot ceea ce contează. A cântat corect melodia, a avut mișcare scenic decentă și un timbru vocal deosebit. Mie, sincer, mi-a plăcut foarte mult. Felicitări încă o dată! Maria Georgia Dragomir, de 13 ani, din Brașov, ne-a încântat cu un clip în care interpretează o melodie folclorică din zona Dobrogei. Maria, pe lângă frumusețe și atitudinea specifică interpretării pieselor mișcate din folclorul românesc, poartă și un costum popular deosebit care vorbește despre zona folclorică în care se încadrează cântecul interpretat de ea. Ea dovedește simț muzical și capacitatea de reproducere a melodiei cu mici, mici probleme pe alocuri, mici probleme de intonație a unor note. Îi recomand tocmai de aceea pe viitor mai multe exerciții pentru obținerea unei intonații corecte, pentru obținerea unui vibrato și a unor inflexiuni tipice melosului popular, foarte necesare, da, care dau culoare cântecului popular. O felicit din toată inima și îi urez mult succes și mi-aș dori tare mult să o revăd și în etapa următoare. Felicitări, Maria!